Aș vrea să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Vom citi doar două versete din Evrei, capitolul 12, versetul 2 și 3. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Să ocupăm locurile. La convenția de la Atlanta mi-am cumpărat o Biblie foarte mare, pentru că mi-am dat seama în ultima vreme că bătrânețea își spune cuvântul și ochelarii nu mai ajută câteodată. Sunt două expresii în textul acesta care întotdeauna mi-au produs puține tulburare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ar trebui să ne uităm la Domnul Iisus Hristos mai mult și mai des, să învățăm de la El, care este căpetenia desăvârșirii noastre, pentru că El a fost întâmpinat cu o opoziție așa de puternică, cu o împotrivire așa de mare față de sine, pentru că nu cumva la rândul nostru, când vom da peste împotrivitori, peste oameni care sunt împotriva noastră, să nu ne pierdem inima. Unul dintre lucrurile foarte periculoase pentru credința noastră este că ne putem pierde inima, ne putem pierde dragostea pentru lucrurile bune. Apostolul Pavel scrie în Galateni, capitolul 6, versetul 9, spune așa, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Putem să cădem de oboseală în timp ce facem binele. De ce oare? E mai greu binele decât răul? Nu! Binele nu este răsplătit și obosești să tot faci binele când ești întâmpinat cu ostilitate. Gândiți-vă la soția aceea care de dimineață face curățenie, spală haine, face de mâncare și vine bărbatul de la lucru, și nu găsește niciun cuvânt de mulțumire, de apreciere din partea lui, ci numai cuvinte rele, critică. Nu este de mirare că o asemenea femeie obosește în inima ei, își pierde dragostea. Când faptele tale bune, când dragostea ta este întâmpinată cu respingere, obosești, inima îți obosește, începi să faci lucrul acela fără dragoste. Îți pierzi inima. Și este nenorocire să ajungi să faci lucrarea lui Dumnezeu fără inimă. Am trecut pe aici. Și nu o singură dată. Și oricare dintre cei care vestesc Evanghelia au trecut prin asemenea situație. Când îți vine să nu te mai duci acolo unde spui toată inima în ceea ce faci, unde îți jerfești, unde sacrifici și ești întâmpinat întotdeauna cu respingere și cu ostilitate. Îți pierzi inima. Și este îngrozitor să trăiești printre oameni care nu mai au inimă. Practic nu mai au dragoste, nu mai pun inimă în ceea ce fac ei. Ăsta este un pericol pentru fiecare dintre noi. Un al doilea pericol, poate și mai urât decât acesta, este că cădem de oboseală în sufletele noastre. Am obosit sufletește. Am căzut de oboseală în sufletul nostru. Nu-ți mai vine să faci nimic. Când ești obosit, nu mai poți să faci nimic. Și se instalează o perioadă din aceea de letargie teribilă. Nu mai poți să citești Scriptura, nu te mai poți ruga, nu-ți mai vine să te duci la biserică, nu-ți mai vine să faci nimic. Psihologii spun că asta e depresie. Probabil că este depresie în termeni medicali, dar este un fel de oboseală a sufletului. Și știți că aproape fiecare om al lui Dumnezeu a trecut pe aici. Unul dintre oamenii lui Dumnezeu mari din istorie a fost Spurgeon.
Spurgeon a trecut printre niște stări depresive îngrozitoare în viața lui. Venise în Anglia teoria aceasta a evoluției. Și dintr-o dată, mințile luminate ale Angliei au părăsit credința în Hristos și s-au întors spre știință, ziceau ei. Și a văzut acest om al lui Dumnezeu care și-a dat toată inima și tot sufletul pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu, cum se golește biserica. Și spunea el, l-au părăsit pe Iisus al meu, pe care toată viața l-am predicat. A căzut într-o depresie formidabilă. Suntem în pericolul acesta pentru că viața nu este ușoară. Avem copii nerecunoscători, avem soție sau soț nerecunoscător. Trăim în mijlocul unor oameni care nu văd binele care noi îl facem, nu le răsplătesc. Societatea în care trăim noi nu este prea repede gata să răsplătească binele nostru, nu? Credința noastră, loialitatea noastră, sacrificiul nostru. Și uneori ne vedem că îi răsplătește întotdeauna pe aia care nu merită să fie răsplătiți, nu? Ăștia avansează, ăștia sunt promovați, ăștia ajung sus. Și atunci obosești în inima ta, îți pierzi dragostea. Cum te simți la serviciu la care lucrezi și ai lucrat de 20 de ani? Nu ți-au mărit salariul niciodată, nu? Deși ești cu un sfert de oră mai repede și pleci mai târziu cu un sfert de oră, l-au promovat pe colegul tău care vine luni cu trenul de marți, nu? Și pleacă sâmbătă cu ăla de vineri. Nu? Încep să obosești în inima ta, să pierzi dragostea pentru slujba aia, pentru serviciul ăla, nu-i așa? Există acest pericol și Apostolul Pavel spune, uitați-vă la Domnul Iisus. Atunci, în momentele acelea, uitați-vă la Domnul Iisus. Vreau să fac o mică paranteză aici. Când Apostolul Pavel a scris despre cina Domnului, în 1 Corinteni, capitolul 11, el spune un lucru foarte interesant, că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Apoi a luat paharul, s-a rugat și l-a dat ucenicilor. Trecem așa de ușor peste expresia aceasta pe care o spune Apostolul Pavel, că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Cei mai mulți dintre dumneavoastră nu știți că atunci când Pavel scria epistola aceasta către Corinteni, nu era scrisă nicio evanghelie. Știți asta? N-a știut. Deci nicio evanghelie nu era scrisă când Apostolul Pavel a scris epistola aceasta. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel n-a putut citi în Evanghelii cum a avut loc cina Domnului. N-avea de unde. Nu putea să citească nicăieri, că nu erau scrise încă Evangheliile. Dar Apostolul Pavel avea altă sursă, mult mai apropiată de cer, era Domnul, era Duhul Sfânt. Perioada aceea când el a petrecut-o în Arabia, a fost o perioadă când Dumnezeu a revelat adevărurile despre Domnul Iisus Hristos, pe care Apostolul Pavel le știa tot la fel de bine acum ca și cei care le-au trăit alături de Domnul Iisus Hristos. Am vrut să spun asta pentru că, așa cum spuneam, trecem foarte ușor peste afirmația asta, am primit de la Domnul. Pentru că și noi foarte des folosim că Domnul ne-a îndemnat, Domnul ne-a pus pe inimă și este un fel de jargon pocăiesc ăsta. Și aproape unii dintre noi credem că și Apostolul Pavel avea un asemenea jargon pocăiesc, nu, l-am primit de la Domnul. Eu țin minte că cineva mi-a dus o casetă odată înregistrată cu unul dintre frații noștri care vorbea foarte urât la telefon și nu știam cum să-l confrunt. În tinerețe ăsta a fost boxior. Și mă temeam că nu cumva să-l supăr și face antrenament pe mine un pic. Și atunci am folosit o
o frază de genul ăsta. Am spus, Domnul mi-a descoperit că tu vorbești foarte urât. Nu i-am spus cum mi-a descoperit Domnul, dar el a fost așa de impresionat pentru că i-am spus, pot să-ți repet fraze întregi pe care tu le spui. A fost absolut, a fost devastat. Ei, Apostolul Pavel nu a avut niște casete din astea înregistrate cu apostolii și nici n-a citit vreo Evanghelie. El a primit direct de la Duhul Sfânt informațiile despre cina Domnului, cum a avut loc cina Domnului. Apostolul spunea aici să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și să învățăm de la el cum s-a purtat el atunci când a fost întâmpinat cu împotrivire așa de mare față de sine. Ca să nu ne pierdem inima și să nu cădem de oboseală, haideți să vedem și să urmărim câteva texte din Scriptură și să-l vedem cum s-a purtat el atunci când a avut loc această împotrivire atât de furioasă împotriva Mântuitorului. Apostolul Pavel în Efeseni 6 cu 13 spune așa: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. În Eclesiastul 12 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: adu-ți aminte de făcătorul tău până nu vin zilele cele rele. Mulți dintre noi nu avem zile rele acum, dar am o veste rea. O să avem. O să dăm de boli, o să dăm de necazuri, o să dăm de respingeri, o să trăim zile rele. Asta este viața, pe aici trecem. Fiecare nu este scutit de asemenea zile rele. Hai să vedem cum s-a purtat Domnul Iisus în ziua cea rea. Și să învățăm să fim și noi biruitori. Pentru că ar fi păcat să ne pierdem inimile, să ne pierdem dragostea. Deși Sfânta Scriptură spune că în vremurile din urmă, dragostea se va răci. Și se va răci și în pieturile noastre, în inimile noastre se va răci. Haideți să învățăm de la Domnul să nu lăsăm dragostea să se răcească, să nu ni se răcească inima, să nu ne-o pierdem. Și să rămânem cu sufletele întregi, să nu cădem de oboseală în sufletele noastre. Sunt câteva afirmații făcute de Domnul Iisus Hristos în timp ce suferea pe cruce, care sunt absolut uimitoare. S-au scris mii de cărți pe subiectul acesta. Una dintre cărțile faimoase, scrisă chiar de pastorul Richard Wurmbrand, se referă la aceste 7 cuvinte de pe cruce ale Mântuitorului. Citiți o asemenea literatură. Acum trăim într-o lume care nu mai citește și este mare păcat. Ieri ne-a vizitat o nepoțică de-a noastră și am fost așa de încântat să constatăm că îi place să citească. Este un lucru extraordinar. Să vezi un copil care citește. E lucru rar astăzi. Ceilalți se uită pe telefoane, se uită la ecrane. Dar haideți să vedem cum s-a purtat Iisus în ziua cea rea. Ce ar trebui să facem? Prima afirmație de pe crucea Domnului o găsiți în Luca 23, versetul 34. S-a uitat în jur, era înconjurat de atâta ură din partea poporului său, a neamului său, a soldaților romani, brutele acelea care erau obișnuite cu moartea, care trăiau pentru a omorî pe alții. S-a uitat la oamenii aceia și dintr-o dată a rostit una dintre cele mai șocante rugăciuni. Tată, iartă-i că cei nu știu ce fac. Iartă-i că nu știu ce fac. Cu alte cuvinte, în ziua cea rea, ia decizia să-ți ierți dușmanii. Iarte pe cei care vor să-ți ruineze viața. Pe cei care îți fac viața mizerabilă. Hotărăște să ierți.
Dacă este ceva greu pentru mândria noastră umană, este exact iertarea. Unul dintre lucrurile foarte grele în viața noastră este iertarea. Despre Iosif se spune că atunci când și-a iertat frații, a strigat așa de tare că s-au speriat egiptenii. Când trebuie să-ți ierți frații care te-au vândut, te-au aruncat într-o groapă, te-au vândut pe bani la străini, nu? Care te-au declarat mort, care ți-au sfâșiat hainele și le-au mânjit cu sânge să dovedească că ești mort. E un lucru foarte mare. Nu e de mirare că Iosif a strigat în momentele acelea. Iertarea e un lucru greu. Dar fără de ea, nu o să fim iertați. Cine nu iartă, nu va fi iertat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Hotărăște să ierți pe cei care îți fac viața mizerabilă. Iertarea, a spus cineva, este parfumul florilor atunci când le călcăm în picioare. Florile ne dăruiesc parfumul lor și noi le călcăm în picioare. Asta înseamnă iertarea. Dar fără să iertăm, nu vom ieși biruitori niciodată. Dacă ne gândim, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu numai că le-a iertat păcatele acestor oameni înainte, nu? Le-a vindecat bolile, a adus speranțe, le-a binecuvântat copiii, dacă vreți. Dar acum, murind pe cruce, este gata să ierte pe cei care îl crucifică. Nu vom înainta în viață dacă nu vom ști să iertăm. Și am o veste rea. Vei ierta, dar de multe ori vei rămâne neiertat. Și asta este una dintre durerile mari cu care va trebui să trăiești. Iisus este pe cruce, își iartă chinuitorii, dar chinuitorii nu îl vor ierta, îl vor omorâ, îl vor înmormânta și vor fi dușmanii lui secole de-a rândul, până și astăzi. Este teribil. Dar eliberarea vine pentru sufletul care iartă, nu neapărat pentru ceilalți. Te rogi pentru ei să fie iertați, dar eliberarea vine în sufletul celui care iartă. O a doua afirmație a Domnului Iisus Hristos pe cruce, care este la fel de șocantă, este ceea ce a spus tâlharului care moare alături de el pe cruce. Adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Luca 23:43. Ajută-i pe ceilalți care trec ca și tine prin aceleași greutăți. Ajută pe cei din jurul tău care trec prin aceleași greutăți. Este șocant, mor pe cruce, ești răstignit, te bajocorește toată lumea, râd de tine, nu? Și tu mai ai timp să te ocupi de cineva care moare alături de tine? Este admirabil portretul lui Iosif, care în pușcărie, acest vândut de frați, străin într-o lume străină, nu? Acuzat pe nedrept, băgat la pușcărie pe nedrept, vede pe alții care sunt necăjiți și spune Sfânta Scriptură că s-a dus să vorbească cu necăjiții aceia. Ce se întâmplă? De ce sunteți? Aveți o față așa lungă? Păi suntem la pușcărie, nu? Da. Am visat și niște vise teribile. Și încurajează Iosif, vorbește cu ei. Ajută-i pe cei care trec ca și tine prin aceleași necazuri. În moment ce dai o mână de ajutor celuia care este în necaz, necazul tău devine mai ușor. Este un psiholog special, faimos, care recomanda întotdeauna bolnavilor care veneau la el cu depresie, cu necazuri, le spunea, du-te, treci strada și caută un necăjit și încurajează-l. Păi, domn doctor, eu sunt bolnav. Zice, caută un alt bolnav și încurajează-l. Spune un cuvânt de mângâiere și o să te vindeci. A treia afirmație a Mântuitorului pe cruce este că o vede pe mama devastată, plânge, este zdrobită la picioarele crucii și spune, femeie,
iată fiul tău, și se uită spre Ioan. Fiule, iată mama ta. Ioan 19, 26 și 27. Este foarte interesant că Domnul i-a încredințat lui Petru oile și a zis, paște oile mele, mielușei și oițele mele, dar lui Ioan i-a încredințat mama. Ioan avea altă inimă și i-a încredințat-o pe mama. Nu uita să porți de grijă celora de lângă tine atunci când treci prin necaz, pentru că ei simt durerea probabil tot la fel sau mai tare decât tine. Când treci prin respingeri, când treci prin opoziție, nu? Iată ce spune, din partea păcătoșilor a suferit o împotrivire așa de mare față de sine. Când ajungi în ziua asta rea, ai grijă de cei de lângă tine. De cele mai multe ori, egoismul nostru triumfă în momentele acelea și gonim pe ea, plecați de aici. Nimeni nu înțelege durerea noastră, nimeni nu înțelege profunzimile noastre. Suntem gata să scriem elegii ca Eminescu, mai am un singur dor și am terminat. Nu ne înțelege nimeni. Ar trebui cazul să înțelegi tu pe cei din jurul tău când suferi, pentru că și ei au nevoie de mângâiere, au nevoie de ajutor în momentele acelea. Nu le întoarce spatele, nu fi dur. Unii dintre noi la boală ne simțim justificați să-i pedepsim pe nenorociții ăștia, domnule, că uite, sunt sănătoși, nu? Cum își permit, domnule, chestia asta? Wow, ce obrăznicie! Nu odată m-am dus la spital și am venit bătut de pe acolo. Nu, bolnavul nu putea să mă bată, dar mi-a spus cuvinte care mai bine dădea două palme decât să le aud pe alea. Dar așa ne purtăm cu cei dragi ai noștri, ne purtăm cu copiii noștri, nu? Domnul nu zice, femeie, du-te acasă, vezi de treabă. Nu, are grijă de mama. El știe că mama are nevoie de ajutor. O dă pe mâna unui om cu mare inimă, pe mâna lui Ioan. În momentele necazului, a suferințelor noastre, avem întrebări. Și una din întrebările acelea chinuitoare este, de ce? De ce tocmai eu? Nu? De ce mie mi s-a întâmplat asta? De ce a trimis Domnul necazul ăsta peste mine? Nu mai pune întrebările astea, că nimeni nu știe să-ți răspundă la ele. Lasă-L pe Dumnezeu. Adresează-i lui întrebările astea fundamentale, nu? Întrebările astea mari și dificile, pentru că, ascultă-mă, este singurul care știe de ce. El este singurul care știe de ce. Ceilalți oameni o să-ți dea răspunsuri greșite și o să adauge probabil la suferințele și necazurile tale părerile lor neautorizate. Adresează-L Dumnezeu atunci întrebările astea. Stai de vorbă cu El și spune, Doamne, nu înțeleg de ce, dar Tu știi. Scrie, dacă vrei, o poezie de aceea, cum scria fratele Cure din România, de ce așa o știe El, cântă-o dacă trebuie. Pentru că Dumnezeu știe toate lucrurile. Întreabă-L pe El. Nu chinui pe cei din jurul tău cu aceste întrebări chinuitoare. În al cincilea rând, ar fi bine atunci când dai de necazuri și de suferințe să stai în limitele umanului și să recunoști nevoile și limitele care tu le ai. Okay? Stai între noi ceilalți. Nu deveni Superman. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a făcut izvoarele tuturor țărilor lumii, nu? Izvoarele apelor, a zis, mi-e sete. Mi-e sete. Dintre toate afirmațiile Mântuitorului pe cruce, ăsta mi se pare un pic șocant, nu? Parcă contrastează cu divinitatea lui, cu atotputernicia sa. Mi se pare că este a coborât așa de jos la nivelul nostru al tuturora, nu? I-au pus un burete în vârful unei prăjini, nu? Pe vremea aceea un burete din acela era înmuiat în apă cu oțet
și se punea la gura muribundului pe cruce. I-au dat oțet în loc de apă. L-a respins. Stai în limitele umanului. Lasă-te ajutat de ceilalți. Lasă-te ajutat. Ai nevoie. Cobor la rândul nostru al tuturora. Lasă-te ajutat. Lasă mândria. Nu are niciun loc acum în situația în care te găsești. Afirmația numărul 6 este extraordinară. Domnul spune s-a sfârșit, s-a terminat. Vreau să vă spun că afirmația aceasta este extrem de profundă. Cuvântul ăsta în limba greacă se scria pe certificatul de eliberare din pușcărie, dacă vreți. Când ai fost eliberat din pușcărie, se scria cuvântul acesta care spunea că s-a plătit tot. S-a plătit, s-a terminat. Domnul rostea în fața întregului univers că l-a plătit cu sângele lui, cu jertfa lui, păcatele noastre tuturora. S-a terminat. Indiferent prin ce treci, crede că ceea ce experimentezi are un scop, dar are și un capăt. Că se termină. Se termină. Se va termina chinul și suferința ta. Este pentru un timp. Crede că este un scop cu suferința și necazul prin care treci, dar este și un sfârșit al ei. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez este că Domnul a strigat în ultima instanță: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Luca 23, versetul 46. Încrede-te în mâna Domnului și lasă-L pe El să lucreze. Puneți viața ta, sufletul tău, destinul tău în mâna lui Dumnezeu și El se va ocupa de ele. El știe bine ce e bine pentru tine. Vreau să închei în această dimineață să vă îndemn să veniți la cina Domnului și să ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului. Să ne aducem aminte cu ce jertfă, cu ce suferință El a câștigat mântuirea noastră a tuturora. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.